Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu pentru septembrie 2019. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă aduc aminte că ceea ce citim, etalăm într-o lună, se poate manifesta peste câteva luni. Noi, într-un anumit moment, luăm mesajul, îl captăm. Este momentul captării, nu musai al manifestării totale în viața voastră. Plus că o etalare colectivă, e posibil ca anumite lucruri să nu rezoneze cu voi, doar unele dintre ele. Am început și la ultimile zodii cu mesajele de la îngeri. Se pare că la voi au venit multe mesaje. Am încercat să le selectez, dar au insistat să rămână. Să încep cu avertizarea de a încetini într-o direcție. Aveți numărul 9, 9 este un număr spiritual, dar este și casa a 9-a a lui Jupiter, casa săgetătorului. Poate Jupiter în săgetător vă agită în anumite direcții. Dacă aveți ascendent în Leu, vă creează multe oportunități, multe bucurii în casa a 5-a a copiilor a creativității. Poate acolo trebuie să încetiniți. Poate în orice altă casă ar putea să pice acest Jupiter. Ideea este că trebuie să luați o pauză în ceea ce faceți. Poate unii dintre voi, pentru că o să vă explic mai târziu, aveți și niște monede, trebuie să încetiniți într-o direcție care nu, interesant cum arată și imaginea, vă duce către un labirint. Și nu mai știți care este drumul vostru, care este esența voastră. Și în acest context trebuie să încetiniți, chiar să faceți o pauză și să vă conectați la ce, la intuiție, aveți și nouă, aveți și flăcări, aveți și pești. Da, nouă este Jupiter, dar poate fi și casa a 12-a peștilor, a necunoscutului. Ca să înțelegeți situația în care vă aflați, trebuie să faceți pauză și să meditați un pic. Pentru că sunteți undeva pe vibrație, sau în apropierea flăcării voastre gemene. Aveți uniunea inimilor, aveți această fuziune între yin și yang, între el și ea, fuziune totală, care se creează evident sau prin dragoste și, cum am vorbit mai devreme, de casa a cincea, se creează prin dragoste și manifestă creativitate. Cei doi deja devin unul, un singur pom, plin de flori, de păsări, da? Există o legătură de dragoste care este mai presus de orice explicație. Că este o legătură oficială, că e neoficială, voi știți. Și undeva stă în preajma dumneavoastră această vibrație. Ca și o aură de protecție. Ați mai primit încă 4 cărți. Am vorbit de uniunea inimilor, avem și aveți și romanță. Aveți și romanță. Cred că pentru unii dintre voi aveți așa romanță, acționați de ca și când partenerul este aici. Aveți dragostea în dură și iertare. Dragostea în dură și iertare am senzația, poate chiar și încetiniți, da? Am senzația că ține de o poveste de dragoste foarte lungă cu cineva, dar care este mai mult de domeniul trecutului. Din acest motiv sunteți chemați să iertați. Nimic nu se câștigă ținând la dezamăgirile trecutului. Dragostea îndură și cine a avut o zodie, ori pești, ori știu, dar puteți să vă uitați în urmă. A avut și poate aveți a face cu această zodie care a avut aceeași carte. Am spus atunci, pentru mine această carte reprezintă acel pasaj din Biblie pe care îl găsiți în 1 Corinteni cu 13. Dragostea e mai presus de toate. Ați îndurat foarte mult în această relație. Ați dus foarte multe. Ați fost un cuplu.
care a dus, a trecut prin foarte multe. Din acest motiv trebuie să vă iertați și să nu vă concentrați pe acele lucruri care v-au dezamăgit. Dar există în aer acest potențial de întâlnire cu sufletul geamăn sau cu un suflet darmic, tocmai pentru că ați îndurat foarte multe lângă cineva. Și pentru, se pare că e doar în aer, că nu sunteți chiar împreună, poate nici nu v-ați întâlnit. Din acest motiv, aveți o carte care vă îndeamnă să acționați de ca și când partenerul este aici. Poate abia ați întâlnit, poate sunt pe drum. Și le simțiți aroma, parfumul, vibrația, simțiți un iz de primăvară undeva într-un colțișor foarte îndepărtat în inima voastră. Pentru că, da, mult timp a stat în această energie a dragostei care îndură. Dar iertați, pentru că aveți aici un potențial foarte frumos. Oriunde ar fi această persoană, în viață sau poate nu în viață, acționați de ca și când este cu voi. Și în momentul în care acționați de ca și când este cu voi, aceste două sunt aproape, ce să mai vorbesc despre aceeași poveste. Există un suflet geamăn în preajma voastră care vrea să intre, să se manifeste. Și în momentul în care acționați, și cum să acționați, mai bine zis? Prin romanță. Am vorbit mai devreme de casa a cincea. Prin romanță e Jupiter în casa a cincea pentru cei cu ascendent în leu. Sau pur și simplu, în orice casă ar fi Jupiter în Săgetător, vă creează această disponibilitate către romanță. Bucurați-vă de atenția cuiva și de afecțiunea cuiva. Sau oferiți această atenție și afecțiune cuiva, oricui, tocmai ca să manifestați, să atrageți acest partener unic și special, oriunde ar fi. Înțelegeți? La capătul setului de cărți aveți mesajul. Aveți credință, iar e vorba de credință. Dacă ați experimentat o relație de lungă durată în care ați trecut prin foarte multe, iertați și aveți credință că lucrurile se vor schimba. Spun asta pentru că interesant este. În timp ce am amestecat cărțile pentru etalarea clasică, a apărut la un moment dat. Ce a apărut? În momentul ăsta nu mi-aduc aminte, dar s-ar putea să mi-aduc aminte pe parcurs. Ah, da, cinci de spade, conflicte verbale, ego. Ego foarte mare între doi sau trei inși. De fapt, cartea arată trei inși, dar este vorba de ego, de conflicte, de argumente, de certuri. Într-o privință. Poate în acea relație în care ați îndurat foarte mult. Aici iar aveți o serie de cărți, probabil tot despre trecut. Este vorba de niște minciuni, este vorba de vindecare și este vorba de așteptare. Pentru unii dintre voi, minciunile pot să fi venit din partea unui semn de aer sau, mai exact, vărsător, că avem și steaua. Pentru alții, poate, aceste minciuni să fi venit din partea unui semn de pământ. Dar trecând peste aceste absolut nesemnificative, decât pentru foarte puțini dintre voi detalii, mai există un alt mesaj. Sunteți chemați să vă creați o strategie, nu neapărat minciun, o strategie mentală de vindecare, de autovindecare emoțională și de analizare a resurselor financiare. Trebuie să vă odihniți un pic, șapte de monede, de întotdeauna ia pauză când e de luat pauză, cum ați avut și mai devreme slowdown, dar încetiniți un pic munca, ca să puteți trece către 8 care vă transformă și vă duce către 9 și către 10, da? Este un moment de analiză financiară, vă analizați puterile. Și pentru asta trebuie să faceți un management emoțional și al dorințelor. Probabil unii dintre voi trebuie să vă resetați dorințele. O să le pun la loc, aleatoriu. Mai amestec o dată, cărțile sunt amestecate. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Septembrie 2019. Acum încep crucea celtică. Central ce aveți? Oh, ce frumos! Cavalerul de cupe. Vine dragostea.
Vine vindecarea. Dragostea poate să însemne vindecare emoțională. Vine cineva să vă ofere o cupă. Ce înseamnă cupa? E Sfântul Graal. Este sufletul cuiva. Cineva își deschide sufletul față de voi. Sau mesaje emoționale. Dar să nu uitați că vom vedea cum se așează cărțile. Cavalerii vin și pleacă. E un cavaler. Poate sunteți voi, poate e altcineva. Dar e un cavaler care are nevoie să vorbească despre emoții, despre spiritualitate. Da, ce frumos! Mulțumesc, spirite! Despre creativitate, cum am spus și mai devreme. Cupele, apa, este un caracter foarte artistic, poetic. Cineva are nevoie să asculte sau să vă spună lucruri frumoase, să vă vorbească despre artă, despre poezie, despre filozofie și apoi, da, despre dragoste, măcar din punctul de vedere al marilor filozofi și apoi din punctul lor de vedere. Foarte frumos, central. Poate sunteți chiar voi, dacă aveți ascendent în leu, poate acest Jupiter în casa 5-a vă creează această disponibilitate către poezie, către artă, către dragoste. Ce vă blochează? Da, patru întotdeauna e o energie foarte stagnantă și foarte fixă. Poate să fie un semn de nu știu de ce vreau să zic aer, dar e de fapt pământ. Dar o fi pentru unii semn de aer. Bine, semn de pământ, da? Cine știe ce alte planete are pe acolo prin aer? 4. 4 este cea mai fixă formă geometrică. Poate să fie un taur, dacă avem 4 și avem și semn de pământ, și taurul e semn fix, da? De pământ. Dar trecând peste acest aspect, că e taur, că e fecioară, că este capricorn, trecem peste asta, că poate să fie orice alt, cum am zis și mai devreme. Poate să fie și aer. Un aer încăpățânat cu multe planete în pământ. Trecând peste asta, ce vă provoacă, ca să nu zic vă blochează, este poate o situație financiară în care unii dintre voi ați stat, ați fost nevoiți să stați și nu prea place leilor de orice natură, orice planetă ați avea voi să stați. Nu vă reprezintă această energie. În care trebuie să țineți de bani în loc să oferiți cadouri și să vă bucurați și să-i bucurați și pe ceilalți, da? Regele de cupe poate să fie o persoană care face cadouri, dar cadouri sentimentale, albume de fotografii, albume de artă, flori, da? Că tot au nevoie de apă, e ca o glastră. Obiecte artistice. Vă blochează această energie. O persoană zgârcită sau o situație financiară în care trebuie să puneți banii la ciorap. Sau niște tipare. Niște tipare din care trebuie să ieșiți. Energie, regele de spade, trecutul îndepărtat, probabil că vă afectează viitorul o perioadă. Sper că viitorul apropiat. Regele de spade. Pentru unii poate să fie un doctor, pentru alții poate să fie un avocat. Oricum, mie o persoană care spune verde în față ce are de spus, fără menajamente, poate să fie totuși diplomat, poate să fie gemeni, balanță sau vărsător, dar nu este obligatoriu. În trecut, pentru unii dintre voi care ați îndurat o relație mai specială. Poate ați avut de-a face cu un om care nu s-a deschis emoțional. Da? Nici financiar, nici emoțional. Și din acest motiv apare acest cavaler de cupe ca și o nevoie a voastră pe care începe să o manifestați ori prin venirea în viața voastră a unei persoane asemănătoare, ori prin exprimarea voastră în acest fel. Înțelegeți, da? Că sunteți isteți. Energia trecutului îndepărtat. Trecutul apropiat, regrete, 5 de cupe. Posibil să fie un avocat, posibil să fie vorba de un divorț, posibil să fie vorba de niște acte, da, am zis avocat, acte, niște situații care v-au pus într-o stare tot foarte neplăcută. Cum am spus mai devreme, în care a trebuit să vă puneți banii, să vi drămuiți.
ceea ce nu prea place leilor, de orice natură ar fi, orice planete ați avea acolo. Leii sunt mână largă, sunt generoși în general. Da. 5 de cupe. Poate unii dintre voi v-ați gândit la un trio, ați experimentat acest trio și nu ați văzut acest potențial, această variantă, că există un suflet pereche undeva în univers care vă așteaptă. Dar ca să-i manifestați, trebuie să lăsați aceste tristezi, trebuie să vă uitați către viitor și să manifestați acest cavaler ca să vină. E o poveste întreagă cu manifestatul. Dar e adevărată. Oh, ce frumos, ce frumos. 4 de bâte. Viitorul îndepărtat sau energia conștientă pe care o simțiți acum în această perioadă. 4 de bâte. Am vorbit de suflete gemene mai devreme la mesajele cu îngeri. Puteți să le reascultați. Dar trecând peste acest aspect, că e suflet geamă, că vă gândiți, că vreți să manifestați odată cu acest cavaler de cupe și să renunțați la tipare, la șabloane, la blocaje financiare, zgârcenii și lipsuri. 4 de bâte înseamnă și o casă. Poate să fie dorința voastră să vă mutați într-o casă, poate să fie, aveți pe vertical, regele de spate, discuții despre o casă, dacă au fost despărțiri. Vom vedea cum se așează cărțile. Dacă au fost despărțiri, că aveți și regrete, aveți și regele de spade, aveți și blocaje, blocaje, aveți resurse restrânse financiare. Vă doriți, cavalerul de cupe poate să însemne și o împăcare, dacă vreți, că tot a fost iertare, dar eu zic că iertarea e iertare împăcată, împăcare este cu totul altceva. Vă doriți să vă bucurați. Poate în august v-ați bucurat de viață, de ziua voastră, poate nu. Aveți 2 de 4. Poate problemele financiare nu v-au lăsat să vă bucurați și totuși vă doriți această bucurie. În fine, viitorul apropiat, prezentul nebun, ce frumos, ce frumos. Prima arcană majoră. Energie puternică. Stă în aer, cum am spus și mai devreme, o schimbare, o nebunie, un risc. Vreți să o luați de la zero? Vreți să o luați de la zero și să, iar am sufiori, să experimentați dragoste și bucurie cu un suflet care vă înțelege. Avem 11-11, da? Un suflet care vă completează și să puneți bazele unei relații de lungă durată cu ei. Nu să fie doar o aventură. Asta vă doriți, să o luați de la zero. Probabil că simțiți în aer, unii dintre voi, leii au intuiție puternică, au pești în casa 8-a cei cu ascendent în leu. Atunci aveți o intuiție foarte puternică. Dar după cum vedeți și nebunul, parcă adulmecă ceva. Adulmecați venirea acestui cavaler de cupe. Știu, pare riscant. Dar nimic deosebit nu s-a creat în această istorie a omenirii fără să riscați. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj, vom vedea. Sfatul aveți. 6 de spade. Să lăsați în urmă, cum am zis mai devreme, iar am fiori, iar am stări. Să lăsați în urmă ce nu v-a prins, ce nu v-a plăcut, ce v-a produs durere. Avem aici, aveți ape tulburi și călătoriți, este călătorie, către, mai bine, către apeline, către cer senin. Nu vă las foarte multe cu voi. Esențialul. Dar, eventual, unii dintre voi călătoriți către această nouă casă. Riscați, o luați de la zero și poate vă schimbați chiar casa, domiciliul, rezidența, temporară, definitivă, vom vedea. Lăsați în urmă aceste tristeți, eventual lăsați în urmă o persoană rece, poate prea tăioasă pentru stilul vostru. Sau niște probleme financiare le lăsați. Lăsați oricum. Lăsați. Mergeți către ce este frumos. Este sfatul. Detajați-vă ca să puteți face această călătorie, fiar am stări.
Trebuie să vă detașați mental și atunci înseamnă că în trecut, destul de depărtat, ați început să tăiați karmele, deci pentru cei care știu să facă aceste afirmații. Sau pur și simplu v-ați trezit voi la o luciditate, ați înțeles situațiile prin care ați trecut, chiar dacă v-au produs tristețe sau ați înțeles cu tristețe, mulțumesc Spirite pentru inspirație, ați înțeles adevărul, situațiile prin care le-ați trecut, v-a durut într-adevăr. Poate ați și pierdut oameni dragi în această lungă poveste prin care ați trecut. Dar gata. Vrei ceva nou, o casă nouă, o relație nouă, o dragoste nouă, o viață nouă. Ce stare. Exterior, turnul. Exterior, evenimente neașteptate, poate vin ofertele, iar am stări. Poate acest cavaler vine într-un mod neașteptat, poate casa o găsiți într-un mod neașteptat sau într-un mod neașteptat, riscați și o luați de la zero. Asta poate să se manifeste prin multe acțiuni. Nu pot să vi le sugerez decât să citesc cărțile care apar. Turnul. Eveniment neașteptat. Este Uranus. Probabil în harta natală, poate și în sinastrie, aveți un Uranus foarte puternic în acest moment. Care vă dă viața peste cap. Dar simt că vă direcționează către bine. Doamne ajută! O despărțire de cineva, am vorbit de despărțire și mai devreme, iar se confirmă, vă ajută să vă restructurați viața. Am spus, să o luați de la zero, către acest ideal, către sufletele gemene și către o nouă casă în care puteți fi fericiți, în care vă puteți manifesta ca acest cavaler de cupe. Doamne ajută! De ce vă este frică? Evident! Vă este frică să nu stați prea mult în această cușcă mentală 8 de spade? Este cușca voastră mentală, grijile pe care vi le-ați făcut mult timp, pe care, eu știu, poate unii vi le-au indus. Dar să nu uitați că 8 înseamnă transformare, da? Înseamnă ieșire, înseamnă să fi luat, să fi început din trecut. Că nicio lucrare nu se manifestă brusc, da? Orice manifestare necesită timp. Poate ați luat această sabie și v-ați tăia singuri funile care vă leagă. Și în momentul în care le-ați tăiat, începe să manifestați detașarea mentală. Aici e detașare, aici este blocaj mental. Vă este frică să nu vă, că poate nu găsiți soluții. Cum o să vă întrețineți că dacă nu aveți prea mulți bani? Și aici confirm eu cu ascendentul, da? Că tot m-am mutat în casă nouă. Mulțumesc, eu știu, înger, pentru cum ați așezat cărțile. 8 de spade. Este teama voastră. Pe care trebuie să o depășiți. Și o veți depăși. Că vine ceva, dacă nu o faceți voi, o face Universul cu un eveniment neașteptat. Ce vă doriți? Vai, ce frumos! Să fiți voi înșivă. Aici sunteți voi. Aici sunteți voi. E numărul 8. Este August. Este puterea. Voi, lei. Este singura carte care are un leu. Deja pictat. Probabil că lucrurile acestea s-au întâmplat la trecerea dintre leu și fecioară. Pentru unii și aici confirm. Toate evenimentele nebune care mi s-au întâmplat în viața personală. Și doctor, și supărare prin care am trecut, și bucurie cu expoziția, cu arta și evenimente neașteptate și cu casa și cu tot. Aici confirm total. Nu știu ce se întâmplă în viața voastră, dar în viața mea cam așa s-a întâmplat. Și spun cu o etalare, poate să se fi manifestat ori în trecutul anterior, ori în viitorul imediat. Ce vă doriți? Puterea. Vă doriți să vă depășiți această stare primară, pentru că leul e puternic, dar ca orice animăluț,
își face griji, pentru că animăluțele nu sunt conectate la spiritualitate. Și atunci, cum devenim puternici? Dacă nu conectându-ne la îngerii noștri, la capacitatea noastră de a înțelege lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Nu vorbesc de rațiune, vorbesc de spiritualitate, de acel nouă despre care am discutat la început. Vă ridicați deasupra fricilor, deasupra supărărilor. Leul poate să fie foarte feroce. Deasupra urii, că poate da. Uneori avem tendința să-i urâm pe cei care ne-au rănit. Vă doriți pe cineva ce suferi, geamă. O persoană la fel de puternică, așa cum sunteți și voi, care să vă stea alături. Și prin această legătură să deveniți spiritual, să creșteți spiritual, să vă transformați, că avem 8, avem 4 și 8. Hui, ce stăream! Asta vă doriți, să aveți putere și aveți. Aveți, sigur, nu contează, o să vedeți că aveți. Nu contează dacă vă îndoiți. Dar vă doriți și veți avea. Finalul, vă luptați. 7 de bâte este un om care se luptă. Sunteți voi, vă luptați cu concurența, vă luptați cu familia, vă luptați cu bârfele, vă luptați să vă mențineți poziția. Că e casă, că e liberare, că e dragoste, că e putere, vă luptați să vă mențineți acest câștig. Ce frumos! Felicitări! Felicitări! Sau succes, eu știu! Munciți iar! Munciți să vă faceți bani! Ieșiți din 4, mergeți către 8! Ce frumos! Și vă schimbați norocul! Bravo! Felicitări! Ăsta e Jupiter despre care am vorbit mai devreme. Jupiter care va aduce întâlniri neașteptate, amândouă. Uf, ce stare am! Mulțumesc, Spirite! Evenimente, oameni, situații neașteptate, dar care vă aduc către destinul vostru, mai aproape de norocul vostru, pe care unii dintre voi îl meritați. Și începeți. Începeți cu pași mici și pasional ceva nou. E un început de proiect. Poate să fie un mesaj, poate să fie un copil, evident, dar e un început. Către o viață echilibrată în care dăruiți și primiți în egală măsură, că avem balanță. Va trebui să luați niște decizii, să vă vindecați și, aute, să vă temperați. Iar semnul săgetătorului sau Jupiter, varianta spirituală a lui Jupiter. Echilibru. Echilibru. Vă echilibrați energiile, vă vindecați, curățați chakrele, vindecare, da? Poate ați stat la pat unii dintre voi, eu știu că am stat, da? Dar vă luați decizii. Și vă echilibrați, acționați pentru acest echilibru. Și începeți cu pași mici, dar cu pasiune, cu încredere și cu creativitate, pentru că valetul de bâte e foarte creativ. Cam aceasta ar fi etalarea pentru voi, dragii mei lei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup pe curând!